Într-adevăr inima se umple de bucurie de fiecare dată când venim în prezența lui Dumnezeu să învățăm de la El din cuvântul Lui. Nu este o simplă informație, nu este doar o simplă satisfacție intelectuală, ci este o trăire sufletească de o natură, de o, de o frumusețe, de o bunătate, de o lumină pe care nu le putem prinde în cuvintele noastre, dar pe care le trăim în adevăr de fiecare dată când suntem în preajma Domnului. Ați observat că și animalele reacționează diferit în preajma diferiților oameni și tot așa sufletul nostru reacționează diferit în prezența Domnului. Pentru un diavol, spre exemplu, prezența Domnului era un chin, ai venit să ne chinuiești pentru cel care iubește pe Dumnezeu și care în a cărui inimă locuiește Duhul lui Dumnezeu, este o e bucuria supremă prezența lui Dumnezeu. Și suntem aici împreună ca să învățăm astăzi câteva lucruri practice cu privire la umblarea noastră pe pământul acesta și chiar mai profund la Motivația care stă la temelia umblării noastre cu Dumnezeu, pentru că, în final, nu umblarea cu Dumnezeu va fi judecată, ci motivul care ne-a făcut pe noi să trăim acest, această experiență a vieții. Așa că mergem în 1 Petru, în capitolul 4, și vom constata aici că El se adresează fraților cu niște cuvinte de-a dreptul tulburătoare. Versetul 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș numărul 1, ca hoț 2, ca făcător de rele 3 și 4. Ca unul care se amestecă în treburile altuia. Vom trece repede pe lângă primele trei, pentru că ele fac obiectul comun, atât al Bisericii și al spiritualității, al umblării cu Dumnezeu, cât și al legislației statului în care trăim, dar vom rămâne mai mult asupra celui de-al patrulea cap de acuzare, unul care se amestecă în treburile altuia. În ce context a vorbit Petru? apostolul aceste lucruri în contextul martirajului pe care îl trăia biserica în momentul acela. Prea iubiților, nu vă mirați, acesta este versetul 12 din 1 Petru capitolul 4. Prea iubiților, nu vă mirați de cercarea de foc care a venit din mijlocul vostru. Știați că vine, știați că trebuie să vină, știați care este prețul când ați hotărât să mergeți pe urmele Domnului și El însuși a spus dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat, vă dați seama. De Preiubițiilor, deci nu vă mirați de încercarea de foc de mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi, Doamne, ce a mai dat peste noi. Nu poate să dea nimic peste noi, pentru că până și perii capului vă sunt numărați. Gândurile, pașii, vieții mele de pribeag, lacrimile mele în burduful tău. Deci este o, o contabilitate dumnezeiască asupra tuturor lucrurilor legate de viața și ființa noastră. Așa că nu e nimic de mirare, nu e nimic ciudat. Toate lucrurile au fost de mult cunoscute și vestite în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă mirați de încercarea de foc. Din potrivă, bucurați-vă, știți cum a spus Domnul, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei lui. Și acum versetul 14, vă rog să subliniem un cuvânt de mare însemnătate. Auziți, dacă sunteți jocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, dacă... Adesea, atunci când vorbim de suferință, de persecuție, și sunt unii oameni care au chemat de mult persecuția deja în viața lor și trăiesc în această atmosferă, până unii și-au pierdut chiar mintea dintre oamenii aceștia. Alții văd un, un diavol în spatele fiecărui tufiș, orice fel de zgomot de undeva, e confirmă. Așteptările au ajuns să dorească o vreme ca aceasta, chiar sunt supărați că lucrurile nu merg mai rău, sunt supărați că merg bine, e o anomalie teribilă asupra care, cu părere de rău, va trebui, am făcut doar această mențiune. Dar versetul 14 spune: Dacă sunteți bagiocoriți pentru numele lui, veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu, adică. Va conta atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu, va conta motivul pentru care suferim, motivul pentru care urmăm pe bunul Dumnezeu. Dacă sunteți bați jocuris pentru numele lui Hristos, ferice de voi, dar dacă sunteți bați pentru altceva, atunci lucrurile sunt diferite. Dacă sunteți bați jocuris pentru numele lui, Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Adică, aceasta aduce pace. Sufletească aduce acea liniște adâncă pe care o poate da numai prezența Duhului Dumnezeu. Dar, culmea culmilor, în vremea aceea, având în vedere că majoritatea membrilor bisericii erau recrutați dintre cei păcătoși, dintre deligvenți, dintre criminali, dintre cei ieșiți din închisori, dintre cei cu un trecut îndoielnic așa după cum este scris și după cum se întâmplă. N-am venit să chem la pocăință pe, pe cei neprihăniți. Aceștia nu, nu se vor pocăi niciodată, îi va în neprihănirea lor. Dar am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși. Și așa se face că asta era marea clasă. Ce se întâmpla însă în fața martirajului sau încercării de foc care era acolo, s-au distins două clase. Culmea, culmea, motivul suferinței noastre. Este scris în Cartea și Conștiința lui Dumnezeu. Unul este bazucorit pentru numele lui Hristos și suferă pentru numele lui Hristos. Duhul Slavei se odihnește peste el. Celălalt, versetul 15, suferă pentru că e ucigaș, pentru că e hoț, pentru că e făcător de rele sau suferă pentru că se amestecă în treburile altuia acolo unde nu l-a amestecat Dumnezeu. Care ar fi problema cu, cu versetul acesta? Că acesta e mersul societății. Problema este că această clasă de oameni care sufereau pentru răul pe care l-au făcut în viață, sufereau că sunt ucigași sau hoți sau făcători de rele sau cei care se amestecă în treburile altora, aceștia se declară că suferă pentru credință. Petru Apostolul arată în cuvinte foarte clare că este distinție la capitolul acesta și în ciuda faptului că acești oameni își atribuiau o aură de martiraj, de sfințenie, de dedicare, până în ciuda acestor lucruri, ei nu erau nici pe departe ceea ce pretindeau a spune. Dacă sufere pentru că este creștin, spune Petru în versetul 16, nu are de ce să-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Ci cea mai înaltă demnitate este aceasta. Dar este o josire aproape de neconceput de ne ca o, o persoană să atribuie suferințele lui pe care i le-a adus gura spartă pe care o are, sau purtările urâte și așa mai departe. Și Este o, o josire teribilă să atribuie aceste lucruri numelui lui Hristos, Sufer pentru Credință, pe când aici se spune Pavel atenție. E una să suferi pentru Hristos, dacă sufere pentru Hristos, și alta să, să suferi că te-a băgat gura ta în belea. Nu aș vrea să vorbim de primele trei clase de oameni, ucigași, hoți sau făcători de rău, pentru că, așa cum am spus, acestea sunt clarificate și e consens general, dar despre ultima clasă. Atenție, spune cartea proverbelor, să nu te bage gura ta în belea și după aceea nu ajunge că ai, ești vinovat de lucrul ăsta, dar arunci ca și cum ai arunci o umbră asupra lucrării lui Dumnezeu, ca și când ai suferit din cauza aceasta. Nu, suntem în clipa în care judecata asta se înceapă. Dumnezeu va judeca, versetul 17, motivul care a stat la baza umblării noastre cu Dumnezeu, ați văzut că unii veniseră acolo pentru că au mâncat ieri bine și ziceau, hai să mai dăm un repetir, mai mâncăm și mâine. Și Isus a spus, zice, nu, 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 ați făcut niciun rău că ați venit să mâncați, nu e nicio problemă aceasta. Păcat însă că v-ați mulțumit cu un așa nimic sau așa nimic după care ați venit voi, ai venit la biserică să te însori sau să uh, faci de lucru sau cum ne spunea o persoană, zice, eu am venit la biserică aici și m-am botezat ca să nu mă dea afară de la servici, că director era adventistă și am zis să nu mă dea afară de la servici și mă fac adventistă ca să nu mă dea afară de la servici. Dar după aceea ne-a spus dânsa, zice, astăzi nu mai sunt aici din același motiv. Mă mine să râd când mă gândesc de ce am venit eu aici și ce am aflat venind în locul acesta. A fost un caz fericit acesta. Cu privire la cei care se amestecă în treburile și suferă pe motivul acesta și ca și când suferă pentru credință. 1 Tesalonicen 4.11 Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 12. Să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Adică să vă purtați cuvincios, să nu aveți niciun fel de conflict cu cineva, vreo problemă cu cineva. În sensul modern, să vă purtați onorabil și să vă purtați credibil. Adică, prin purtarea voastră, să dați credit credinței. Purtați-vă cu înțelepciune, spune Pavel în Colosem 4.5. Purtați-vă cu înțelepciune cu cei față de cei de afară. Vorbirea voastră față de ei, deci, să fie cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. Fiți gata să dați răspuns pentru credința voastră, dar cu blândeță și teamă, nu cu această aroganță despre care o să vorbim imediat, ci ca unii care manifestăm Duhul Domnului nostru Isus Hristos. Adesea ne ocupăm mult cu argumentații, să știm cum răspundem la una la alta și pierdem în vedere esențialul cu blândețe, cu smerenie, cu blândețe și teamă să răspunzi la aceste lucruri. Lucru, lucrul acesta rămâne, de fapt, un om nu, nu va ține minte ce i-ai spus, dar va ține minte cum i-ai spus și nici ce răspuns ai dat, și cum l-ai tratat pe omul acest. Va rămâne pentru totdeauna. Este componenta esențială a mărturiei cu blândețe și teamă, cu respect. Amestecarea în lucrurile, în treburile altuia. Sunt lucruri în care trebuie să intervenim și lucruri în care trebuie să ne vedem de treabă. Și această distinție aceasta o face Duhul lui Dumnezeu pentru acela care caută sfatul lui Dumnezeu. Dacă nu căutăm lucrul acesta, ne expunem unor situații cumplite. Haideți să mergem împreună în Genesa la capitolul 19 și să vedem aici și vin cei doi îngeri la casa lui Lot. Uh, apar oamenii aceștia locuitori din Sodoma care încearcă să practice nenorocirile acestea uh, care se practicau între ei și cu străinii aceștia. Aveau un fel de fel de, de uh, valori sau non-valori ale vremii aceleia. Uh, lot locuia într-un loc care era într în care era el străin de locul acela și locul acela străin de dar era acolo, ce să mai. Și acum vin cei doi oameni și uh, în casa lui și ceilalți în casa, inclusiv a luat copiii tineri, i au luat tineri, au instruiseră cum să uh, toți de la cel mai mic până la cel mai mare au venit acolo. Și Lot l-au strigat pe Lot, l-au chemat pe Lot. Îl știau că locuiește acolo, știau credința lui așa sau că e diferit, mă rog. Unde sunt oamenii care intra la tine? scoate afară să ne împreunăm cu ei. De la cel mai mic până la cel mai mare. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate răutate. Ce vorbești? Cum adică ai tu dreptul să ne spui nou de valorile acestea? Pentru noi aceasta este specialitate. cine îți permite ție să ne spui nou că asta este răutate? Vreau să urmărim ceva. Biblia spune să nu sufere nimeni pentru că se amestecă în treburile altuia. Cine ne-a hotărât pe noi, oamenii, în biserică să zicem, cine ne-a chemat pe noi să fim judecătorii altor oameni? Niciodată. Nu am fost chemat la aceasta. Noi am fost chemați prin pilda vieții noastre să oferim un punct de referință. Și schimbarea, hotărârea aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în lăuntru inimii unui om. Din afară nu se întâmplă lucrul acesta, o schimbare de felul acesta. Și numai prin lucrarea Duhului Sfânt către om. Ai zice că uh, Lot este realmente un martir aici. Uh, oamenii uh, și uh, ofertă ofert aceasta groaznică a lui, uite, am două fete și le aduc afară. El știa că nu le vor lua pentru că ei veniseră pentru altceva acolo. Au spus lucrul ăsta ca să arate cât de hotărât era să apere viața celor care erau. Și nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit în casa mea și oamenii au strigat, pleacă, ieși afară de aici. Și au zis, omul acesta, atenție, a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Petru spune, nu te amesteca acolo unde nu trebuie. Adică, unde a fost înțelepciunea lui Lot în a face pasul acesta? În casa lui erau doi îngeri. Cei pentru care el a fost gata să-și dea viața. I-a perceput ca oaspeți sau într-un fel sau altul. A cerut el sfatul lui Dumnezeu când a făcut pasul acesta. N-a cerut. A cerut sfatul celor doi. Ce ziceți? Ce părere aveți să facem într-o situație ca asta? Uite ce se întâmplă aici. N-a cerut niciun sfat. A ieșit afară, s-a oferit, a oferit, a făcut oferta aceasta groanică și apoi s-a expus pe sine unei primești de genul acesta, că oamenii au spus, o să-ți facem mult mai rău decât aveam de gând să facem acestor oameni. Cine te-a delegat pe tine judecător peste noi? Bineînțeles că situația trebuie rezolvată, fără discuție, Trebuie rezolvată situația aceasta, dar era aceasta calea lui Dumnezeu de a rezolva situația, să dea el fete și sau să se expună? Era aceasta calea lui Dumnezeu? Nu. Scriptura spune că îngerii au întins mâna, au prins, tras pe lote în într-un casă, au încuiat ușam, Bun. Iar pe oamenii de la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Uite, asta este soluția. Nu te angaja într-o lucrare în care nu ai confirmarea lui Dumnezeu asupra metodei. E bine să, deci să facem binele. Pe ce cale facem binele? Care este legătura noastră cu Dumnezeu în săvârșirea binelui, înțelepciunea, în neprihănire despre care vorbea uh, Pavel? Iubiții mei, această clasă de oameni, enumerați în cele patru capete de acuzare, concluzionând cu cel de-al patrulea cap de acuzare, care este amestecarea întrebării altora, este scris în documente vechi care arată ce fel de viață trăiau creștinii în primele, prima etapă a nașterii bisericii. Într-adevăr, ei erau peste tot general vorbin, vorbiți de rău. Și atât trebuia ca unul dintre ei care a venit din lumea păcatului să se întoarcă înapoi în lumea păcatului și imediat ce se întâmpla lucrul acesta, ei spuneau, deci se confirmă, înseamnă că așa sunt oameni Distrugeau pe de-o parte mărturia Bisericii și, în al doilea rând, întăreau mărturia celor care urau Biserica și erau însetați să găsească ceva nimeni dintre voi să nu fie, să nu fie condamnat ca unul care se amestecă în treburile altor oameni. Percepția că Biserica a lui Hristos este o organizație secretă care e în competiție cu statul, care subminează statul și așa mai departe. A dus atâta suferință pe pământul acesta. Oamenii oricum cred aceasta, adică nu cred, spun aceasta, ei nu cred, ei nu simt că e adevărat, ei simt că nu e adevărat lucrul ăsta, știu că e, dar îndată ce li se dă prilejul unor fapte de felul acesta sau unor cuvinte care sunt spuse în sensul acesta, deci deci vedeți, aceștia sunt ei, să se confirmă lucrul acesta. Și Petru spune acolo, nimeni să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. De ce să fie cineva perceput așa cum de fapt nu este și nu reprezintă numele de creștini pe care îl poartă? De ce să nu ne gândim ce impact are un astfel de lucru asupra numelui credinței? Ce impresie vor avea oamenii când vor vedea lucrul acesta? Ce vor înțelege ei despre credință în momentul în care un om își permite așa ceva? cuvântul pe care îl folosește Petru aici pentru ca unul care se amestecă în treburile altă, este un cuvânt care ajunsese de bat jocul în vremea aceea și pe oamenii aceștia care se băgau în treburile altor oameni, biserica îi numea episcopii celor din afara bisericii. Ăștia erau priveghetori asupra celor care erau din afara bisericii. Oameni care se băgau în treburi care nu îi privea. Poate este un conflict, undeva. Te simți obligat și dator să participi, te-a trimis Dumnezeu să intervii acolo. Cine se amestecă într-o ceartă care nu îl privește, spune Sfânta Scriptură, este ca un om care ar apuca un câine de ureche, au, scapă-mă, Doamne! Păi nu, dar astea sunt consecințele amestecării tale într-o problemă care nu-te privește. Câte familii au fost distruse, câte biserici dezbinate, cât ce situații groaznice s-au adus datorită faptului că o persoană undeva s-a amestecat în treburi care nu-l privesc, nu sunt de responsabilitatea lui. Ați observat că încercau să atragă pe Domnul Hristos într-o astfel de situație. Uite, frate meu, nu împarte averea cu mine, fătul dreptate și fă ridică tu familia unuia împotriva altuia, conflictul care nu se mai termine și Mântuitorul spune, nu, eu nu sunt trimis la așa ceva, eu nu fac decât ce îmi spune Tatăl și cum mă îndeamnă El. E așa vorbesc, eu vorbesc cum, cum îmi spune tatăl, ce îmi spune tatăl, cuvintele pe care mi le spun sunt cuvintele pe care mi le-a dat tatăl, îmi spune ce să spun și cum să vorbesc. Deci, chiar acum am primit un mesaj zilele trecute, sunt în rugăciune adâncă pentru acest, această persoană. A avut loc un incident în care, care ar fi putut fi rezolvat pe loc, fără niciun fel de problemă. Nu numai că nu a fost rezolvat fără nicio problemă și niciun fel de cheltuială, intervenția într-un conflict, într-o situație de felul acesta, care este, era complet, cuvântul lui Dumnezeu sfătuia, stai și vezi de treaba ta, să ocupe de treburile Intervenția a sfârșit cu spital, cu tribunal și cu răsturnare realității și cu perspectiva pedepsirii destul de rele și de grave a celui care a suferit din partea altora o formă oarecare de agresiune care însă era suportabilă. Certa este ca slobozirea unor pe când s-a rupt barajul, nu mai poți. De aceea curmă certa înainte să apară. Curmă în sufletul tău. Adică încetează, întrerupe acolo, în sufletul tău, la nivelul minții tale. Acolo rezolvă problema aceasta și nu te angaja într-o situație care duce la rău. La ora actuală, situația despre care am vorbit nu se poate rezolva decât cu cheltuieli imense care vor fi, cu sănătatea distrusă și ea putea fi rezolvată cu nimic, doar cu stat pe loc. Nu, nu, nu se cere altceva. Mă bucur din suflet că persoana cu care sunt în corespondență are ochii deschiși, a văzut, ne ascultă aici la programul nostru, a văzut ce s-a întâmplat și a înțeles acum valoarea cuvintelor Domnului. Nu interveni într-o ceată care nu te privește. Vezi dacă ești chemat de Dumnezeu. Sfătuiește-te lot cu Dumnezeu înainte să ieși afară, să intri în dialog cu acești oameni. Lasă intre îngerea aceștia în dialog cu ei, că ei se pricep altfel au bășbuit toată noaptea, nu au mai putut să găsească. Petru spune, atenție, episcopul sufletelor noastre este unul singur, adică cel care priveghează asupra de este Hristosul, nu tu sau eu. De aceea el ne spune nouă să nu suferi niciodată în felul acesta și dacă suferi pentru că te-ai amestecat în ceea ce nu trebuie, dacă suferi pentru aceasta, cel puțin să învățăm împreună cât de prețios este să asculți de Dumnezeu pentru data viitoare. Iudeii, în general, erau priviți ca niște oameni care se erijau în judecătorii lumii și se amestecau în treburile altor oameni. Peste tot, treburi politice, economice, toate acestea erau dirijate. Creștinii erau asociați cu ei. Și Petru avertizează pe creștini, nu faceți lucrul acesta. Nu luați asta ne trimis, judecătorul este altul. Noi suntem martori Asta, asta, asta este tot. La aceasta suntem chemați să mărturisim prin viața noastră bunătatea, frumusețea adevărului Dumnezeu. Chiar și în familie o soție nu îi face teorie o cicăleală sau nu, nu nimeni nu s-a pocăit pe baza aceasta. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăința. Pavel îndeamnă pe această soție să mărturisească prin viața ei. Acesta este Suprema. Aceasta este Suprema și frumoasa mărturie prin viața ta. La aceasta suntem noi chemați. Acum. Datorită de, de unde venea atitudinea iudeilor de a se rija în judecătorii lumii, ei decideau, să amestecau în toate treburile și creștinii de asemenea, lucrul acesta, conform unui foarte cunoscut comentator, vine din faptul că oamenii ăștia se considerau că au o cunoștință spirituală mult mai înaltă decât lumea și aceasta le dă, le creează un merit dumnealor, cel lucru pe care nu l-ai primit. Parcă este, adică este, e o mașină închiriată aceasta, de ce te lauzi cu ea ca și când ar fi a ta? Mare rușine, nu se poate așa ceva. Aveau această cunoștință spirituală plus, priveau de sus la ceilalți, oamenii priveau jos, vorbeau cuvinte aspre, denunțau teribil pe păgâni. Duhul lui Hristos nu era prezent acolo. Niciodată nu ar fi cazul ca un om să ascundă aceste defecte de caracter la umbra sau la sub numele de frumosul nume de creștin. Nu numai că nu l-ar ajuta cu nimic, la Dumnezeu nu merg mărfurile acestea cu etichete false. Nu numai că nu ajuta, dar distruge sufletește. Îl distruge sufletește. Și în, într -un, în timpul persecuției lui Diocletian, Um, Mensurius din Cartagina era un nume al unui fel de purtător de cuvânt al, um, al guvernului. spune așa: Unii dintre acești martiri nu sunt altceva decât criminali datornici au datorii din acestea mari și ați văzut ce s-a întâmplat, au luat bani de la bănci, după care au fugit din țară, au acoperit creditul, după care au declarat faliment sau niște mijloace de felul acesta. Și uitați ce spune guvernul. Oamenii aceștia nu sunt decât niște, de, sunt criminali, unii dintre oamenii aceștia, deci, care se ascundeau sub numele acesta, nu pentru Hristos sufereau ei sunt criminali, datornici sau și folosesc ocazia de a fi persecutați ca să poată să acopere povara aceasta a vieții lor sau cumva să spele trecutul pe care l-au avut. Nu, acesta este motivul a fi martor pentru Hristos. Hristos este motivul mărturiei noastre. Oamenii aceștia, prin contrast cu ceilalți pe care îi descrie Plinius, în scrisoarea lui ce frumos este că în lume mărturia lui Dumnezeu este așa de adevărată. Se vorbește și ce a făcut David atunci când a întors spatele lui Dumnezeu și ce a făcut când a fost după inima lui Dumnezeu. Pliniu scrie despre adunarea adevărată a lui Dumnezeu, zice, se întâlnesc dimineața, într-o zi de vreme, înainte de răsăritul soarelui, se întâlnesc și fac legământ între ei, ca nu, să nu comită niciun fel de rău, niciun fel de rău conștient, să nu pună mâna să fure ceva sau să, să contribuie cu ceva la aceasta, la vreun fel de târărie sau la adulter sau la ceva, Asta este, acesta e trupul lui Hristos și nu-și calcă cu niciun chip promisiunea lor și repudiază orice fel de situație care ar ar, apare, ar fi o aparență rea înaintea oamenilor. Exista, deci, acest echilibru în mărturie și noi trebuie să ne întrebăm din care clasă suntem, ce stă la temelia credinței noastre și dacă eventual vom da mărturie public sau va trebui să stăm cu propria noastră viață pentru mărturia noastră. Care este motivul de la temelia acestui lucru? Acum, oamenii aceștia despre care vorbim sunt uh, luați în considerare în cadrul general, pentru că lumea ce este de la biserică, e de la, de la adunare. Dar uh, cineva este de la adunare doar atunci când Hristos se manifestă prin el. Uh, poate să fie cineva la adunare, dar nu din adunare. Cineva poate să fie în templul lui Dumnezeu, dar să nu fie el însuși Templul lui Dumnezeu, cum erau fiii lui Elie, ei erau preoți, lucrau la templu, dar ei nu erau un templu al lui Dumnezeu. Acești oameni asupra căreia, asupra cărora se oprește Petru în cuvântul lui, sunt aceia despre care Mântuitorul a amintit. Nu să nu aveți în voi aluatul acesta. Împărăția mea, i-a spus el lui Pilat, nu, nu mă considera pe mine în competiție cu statul, cu guvernul, cu, nu, cu amestecare. Pe, pe Mântuitorul nu l-am văzut spunând un singur cuvânt în a, în a se amesteca, în a amesteca Evanghelia cu politica sau cu ceea ce se întâmpla atunci. Nici măcar un singur cuvânt. El a fost întotdeauna uh, distins și distinct. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spune el lui Pilat. Dacă împărăția mea era din lumea aceasta, oamenii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Atenție ale iudeilor, în primul rând. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu am venit să revendic aici vreo proprietate. Aceste lucruri al Domnului este pământul. Nu este cazul de a face așa ceva, dar a făcut clară distinția aceasta. Și apostolele au făcut clară distinția aceasta când au spus, judecați dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, faceți distinția aceasta. Chiar la nivel individual, Iisus a, a certat, a mustrat, a, a, a judecat sever amestecarea în viața cuiva. Trebuie să existe o măsură, o decență. Trebuie să ne întrebăm singuri. Am fost eu trimis de Dumnezeu să mă amestec în Este treaba mea aceasta care sunt eu trimis de Dumnezeu? Lucrul ăsta va decide finalul, de fapt, destinația. Petru era foarte preocupat că ieșise un zvon printre frați pe acolo, cum că Ioan va trăi până, nu va muri până va veni Domnul. Și atunci, Petru, imediat s-a interesat. Doamne, cum e treaba cu aceasta? M-ar interesa și pe mine, și pentru mine. Sigur, o întrebare legitimă. Problema lui Petru nu era că, ar, că dorea să trăiască, să rămână în viață până la venirea Domnului. Nu aceasta era problema lui. Problema lui era că îl preocupa frate, să îl preocupa Ioan pe el, nu îl preocupa rămânerea în viață. El n-a cerut niciodată, Doamne, aș vrea să rămână în viață până vii tu. Nu, dar când a auzit că unul are așa ceva, atunci el interesa ce cu ăsta. Doamne, ce cu, cu el, cu situația asta? Iisus îi răspunde, păi dacă vreau eu ca el să rămână până când voi veni ce-ți pasă ție? Care e problema ta aceasta? În când cine ești tu să hotărăști tu? Cine e mântuit, cine nu e mântuit? Un lucru sau altul. Ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Aceasta e răspunderea ta. Aceasta e, aceasta e, o treabă în care trebuie să răspunzi într-adevăr, dar de ce te preocupă situația aceasta? Datorită acestei întrebări și zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri până va veni Isus. Însă Isus nu a spus lui că nu va muri deloc, ci a spus dacă aș vrea eu să fac așa ceva, aș avea dreptul, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, cine ești tu? Ca să impui lui Dumnezeu un anume uh, drum pe care să vină cel prea înalt. Cine dintre noi nu este ispitit la acest domeniu? Dar cine dintre noi nu este iluminat de Duhul Sfânt ca să ne spună: Nu ești chemat la așa ceva? Din potribă. Dumnezeu te-a chemat să trăiești în liniște și să-ți vezi de treaba ta, așa cum este scris. Să faci din Domnul Hristos ținta preocupării tale permanente și pentru totdeauna. Doamne, îți mulțumim din adâncul sufletului că ne-ai chemat la o mântuire așa de mare. Îți mulțumim că ne-ai dat o viață așa de frumoasă de trăit. Ajută-ne totdeauna, Doamne, să nu fim numărați printre răufăcători sau cei care se amestecă în treburile altor oameni, ci ajută-ne să ne amestecăm totdeauna și să fim prezenți în treburile Tatălui nostru. În casa Tatălui nostru sunt multe lucrări de făcut, ajută-ne să fim parte din ele. Și fă, Doamne, ca în această discreție sfântă a sufletului nostru să stea de pază totdeauna când vom fi înclinați într-un fel sau altul să ne amestecăm acolo unde nu ne-ai chemat tu să ne amestecăm și în același timp să riscăm să nu vedem ce avem de făcut cu adevărat. Fă din noi samaritianul milos care a văzut pe cel de pe drum și fă din noi pe aceea la care răul se oprește, de care răul nu trece. Fă din noi, Doamne, instrumente ale bunătății tale pe pământ și ajută ca prin noi și în noi să piruiască totdeauna frumusețea, bunătatea și adevărului Dumnezeu, așa cum sunt ele în Domnul nostru Isus Hristos. Amin.